Pia, văd că ți-ai dat jos bandajul pe care ți l-ai pus după accidentul de la chimie. Te-ai vindecat? Da, aparent n-a fost nimic grav. Mai durează puțin și o să mă vindec de tot. Dar tu ce mai faci cu Filip? Îmi povesteai că ai fost cu el înghețată la centru comercial. Mai supărată pe el? Nu mai sunt supărată pe el în adevăratul sens al cuvântului, dar lucrurile s-au cam răcit după tabăra pompierilor. Îl las o perioadă și aștept să văd dacă îmi scrie el. Cred că o să aștepți mult și bine. Băieții să facă primul pas? Nu vezi prea des așa ceva. Să nu vă așteptați la nimic de la noi, da! Băieții sunt supuși unei presiuni imense. Noi trebuie să vă sunăm, noi trebuie să vă întrebăm ce faceți, noi vă invităm în oraș. Așa e, femeia mai trebuie să se și emaneze uneori. Emma, ești pe toaletă. Chiar trebuie să-ți împui părerea de acolo? Frate, nu vă puteți vedea de treaba amândoi? Și Emma, cuvântul pe care îl cauți e să se emancipeze. A, bine, bine, am greșit și eu, dar dacă ai de gând să-ți strigi drama cu Filip în toată casa, așteaptă-te ca și ceilalți să contribuie. Ana, frații tăi sunt tare nervanți uneori, dar și eu sunt de părere că trebuie să-l contactezi tu. Serios? Chiar crezi? Și ce să-i zic? Iulian, poți să-mi zici ce s-a întâmplat sus? V-aș certa? De ce țipați? A, nu, dar Ana povestea despre problemele ei în relație și știi că asta ne privește pe toți. Serios? Are probleme în relație? Nu știam. Crezi că ar ajuta-o dacă aș vorbi cu ea? Nu știu ce să zic. Nu cred că are chef să vorbească despre băieți și relații cu părinții, dar nu mă bag. Pia, nu ți se pare că o cină la lumina lumânărilor e o idee cam exagerată? De ce? Zic eu că dă bine. I-am avut parte doar de o astfel de întâlnire, dar a fost frumos, iar Filip o să aprecieze. Nu știu ce să zic, Pia. Viața ta sentimentală e un carusel. Nu știu dacă ești în postura de a da sfaturi despre cum să repare o relație. Fetelor, dacă aveți nevoie de sfaturi în dragoste, veniți la mine. Sunt căsătorită de mulți ani și merge bine cu tata. Mama, nu e nevoie să intervii. E un lucru privat, de adolescente, nu? De adulți. Te rog. Bla, bla, bla. Nu s-a schimbat nimic în ultimele decenii. Chiar am sfaturi valoroase de dat. Cred că ar trebui să-l surprinzi pe Filip cu felul lui preferat de mâncare. Fii spontană, mergi și sună-i la ușă. Nu e de rea, n-am putea face asta. Bine, Pia, sun, dar n-am niciun text pregătit. Ce să-i zic? Am doar jeleurile lui preferate. Dar dacă suni, poate răspunde tatălui și atunci nu mai e o surpriză pentru Filip. Hai să abordăm situația asta un pic altfel. Altfel? La ce te referi, Pia? Păi, ai putea să-i bați la fereastră. Păi, poate faci tu asta, din moment ce a fost ideea ta. Ce zici? Oh, bine, ești o super fricoasă, Ana. Păi, m-am lăsat convinsă de voi. Surpriza asta nu a fost ideea mea. Ok, în regulă. Urc până la geam la el și bat. Și o să fiu tăcută ca un șoricel. Bine, Pia, dă-mi un semn când pot să urc. Aștept aici. Filip, mă bucur mult că ne-am cunoscut și că avem atâtea lucruri în comun. Îmi place mult să petrec timpul cu tine. Da, Larisa, mă bucur când vii în vizită. Să știi că dacă ai probleme sau ești supărată vreodată, îți sunt alături. Mă bucur să aud asta. Știu că pot avea încredere în tine. Însemn mult pentru mine. Puturugă de om, așa ceva nu se poate. Cine-i fata? N-am mai văzut-o. Pia, puturugă de om era semn că pot urca? Nu, Filip nu e acasă. Ne întoarcem altă dată. Gata, hai să plecăm. Alo? Era cineva acolo? O fi fost o veveriță? Pia, cu cine ai vorbit acolo? N-a fost nimic. Vorbeam cu mine. Fereastra era murdară și nu m-am putut abține. Să mergem acasă, hai. Filip nu e acasă, așa că de ce să mai stăm aici, nu? Hai, să mergem. De ce ne grăbim așa de tare? Putem să-i lăsăm o scrisoare sau un bilet în poștă, ce zici? Nu, las-o așa, Ana, hai! Filip, ai vrea să ne uităm la un film? Ar fi super! Uite, de exemplu, Vaiana, ce zici? Vaiana? Dar voiam să mă uit cu Ana la el. Haide, l-am văzut de atâtea ori și nu devine plictisitor niciodată! Hei, fetelor, cum a fost la Filip? S-a bucurat? De ce ai încă jeleurile? Nu ne-am întâlnit cu Filip. Nu era acasă. Vizita asta spontană a fost o idee proastă. A, păcat. Puteai să-l suni, dar n-ar mai fi fost o surpriză. Ai de gând să încerci din nou mai târziu?
În niciun caz! Nu mai mergem acolo, mi-a ajuns odată! Pia, nu înțeleg de ce renunți dintr-o dată. Ai zis că o să mă ajuți cu surpriza, iar Filip nu stă așa departe. Păi mi-am schimbat părerea. Adică, de ce să alergăm după băieți? N-are niciun sens. Poate că Pia se simte puțin ignorată acum că Ana alergă după Filip. Sau poate e geloasă pe relația lor. Mergem din nou sus, iar Pia, te rog, nu te mai angaja în discuții cu mama. Ana, încă mai avem teme, uitasem complet de ele. Uite, avem la chimie cu tabelul periodic. Trebuie să exersăm, nu? Pia, de când ești tu elevă model? Mai avem suficient timp, e weekend. Ce zici să printezi o poză cu mine și cu Filip? Avem câteva salvate în telefon. Și eu trimit și scriu pe ea, îți mai amintești? Îmi e doar de tine. Știi ce? Cred că e o idee proastă, Ana. Las-o baltă. Părerea mea e că trebuie să te desparți de el. Cum adică să mă despart de el? De ce? E prietenul meu. Uite așa. Bă, nu-mi vine să cred. Tot despre asta vorbesc. Nu se mai termină. Malik și cu mine nu avem probleme din astea. Bine, Malik nu e prietenul meu. Suntem încă la grădii. O, nu vreau să crezi că Ana. Pare că se duce totul la vale. Ana, nu știu cum să zic, mă simt că nu mai pot să mă prefac, dar e foarte greu. Oh, nu! Te rog, nu-mi spune că te-ai îndrăgostit de cineva cunoscut. Cine-o fi la ușă? Filip? Și-o fi dat seama că au fost la el? Bună ziua, doamna Anton. Am venit spontan, voiam să o luăm pe Ana la joacă. E acasă? Bună, Filip. Da, e sus în camera, e cu Pia. Nu știu dacă e un moment bun. Oh, e cu Pia, perfect, putem juca 2 contra 2. Mă duc sus, știu unde stă. Sper că fetele nu dau de probleme, dar cine-i fata asta? N-am mai văzut-o înainte. Pia, te comporți ciudat de când ne-am întors de la Filip. Oh, nu, ești întrăcostită de Filip. Acum se leagă tot, vrei să mă despart de el ca să poți să fii prietena lui. Ce? Nu sunt întrăcostită de Filip, cum poți să crezi asta? Oh, nu e moment bun, nu? E vorba de mine, nu? Filip, ce cauți aici? Tu mai lipseai. Voiam să o luăm pe Ana cu noi, dar poți veni și tu, să știi. Îmi cer scuze, ne cunoaștem? N-am făcut prezentările. Ea e Larisa, o prietenă bună de la tabăra pompierilor. Acolo ne-am cunoscut. Bună, sunt Ana. Bună, Ana, Larisa. Ai o cameră super frumoasă. Cum dare tupeu să-i o prezinte pe noua lui prietenă? Filip, tocmai ne-am întors de la tine, ți-a adusesem jeleuri. Erai plecat? Nu, eram acasă. Ne-am uitat la Vaiana. Larisa îi place foarte mult filmul ăla. V-ați uitat la Vaiana? Dar știi că trebuia să ne uităm împreună la el. Ți-am zis că vreau să-l văd cu tine. Și de ce te vezi cu fete pe la spatele meu? Vaiana e un film tare frumos. Și ce e cu atmosfera asta așa de grea? Ok, mi-a ajuns. Filip, nu poți veni aici cu noua ta prietenă. V-am văzut pe fereastră când eram la tine. Filip, îmi pare rău că s-a creat situația asta, dar să știi că voiam doar să mergem la locul de joacă. Filip, nu înțeleg ce se întâmplă. Întâi nu-mi zici de tabăra pompierilor, acum te vezi cu o altă fată? Voiam să-ți fac o surpriză și tu? Ana, calmează-te, n-am făcut nimic greșit. Tocmai ți-am prezentat-o, n-am nimic de ascuns. Ea e amică, iar tu ești prietena mea. Filip, cred că o să merg jos și te aștept acolo. Sau mă duc singură la locul de joacă. Trebuie să lămurești situația cu Ana. Așteaptă, Larisa, vin direct cu tine. N-am de gând să mai încerc scuze. Filip, stai! Nu poți pleca așa. Te vezi cu două fete deodată? Trebuie să alegi. Nu, știi ce? Chiar nu trebuie. Sunt amic cu Larisa, are probleme, stă la orfelinat. Nu e nimic între noi. Gata! Opa, nu trebuie să spun asta cu voce tare. Poftim, Filip? Ești cu mine doar pentru că ți-e milă de mine? Nu la asta mă refeream. Și eu am probleme cu părinții. Te înțeleg, ți-am povestit de ele. N-am vrut să sune așa. M-ai dezamăgit, Filip. Plec. Păstrează mingea de fotbal. Voiam doar să o ajut, iar acum s-a dus totul. Hai, Filip, capul sus. Îmi pare rău că am fost geloasă, dar v-ați uitat împreună la Vaiana. Știi că voiam să-l văd. Și mie îmi pare rău că am tras concluzii pripite. Nu știam cine e Larisa. Am văzut-o la tine, în cameră și nu știu ce m-a apucat. Uite, îți luasem jeleurile tale preferate. Poate te înveselesc. Mulțumesc că te-ai gândit la mine. O să-mi fac timp pentru tine, promit. Mai bine e da jeleurile Larisei, Filip, când îți cer scuze.